Cea de-a 16-a ediție a Galei Premiilor CJCPCT Olt a adunat astăzi la oaltă marile personalități ale culturii oltene și nu numai. Evenimentul cultural-artistic s-a desfășurat în sala de spectacole a Centrului Cultural Eugen Ionescu din Slatina, unde cei mai valoroși oameni de cultură care au promovat județul nu doar în țară, ci și în străinătate, au primit diplome de excelență, dar și premii în bani. Astăzi avem o zi importantă a manifestărilor culturale din anul 2017, Gala Premiilor Anuale a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt. Cu această ocazie premiem cei mai importanți colaboratori ai noștri care s-au remarcat în activitățile profesionale ale fiecăruia. Avem meșteri populari, soliști vocali, soliști instrumentiști, ansambluri folclorice, pictori, actori, mici actori ai noștri de la ateliere de teatru, de asemenea director de cămin cultural și primari. Ei au dus anul acesta județul Olt, l-au făcut remarcat pe scenele pe care au evoluat, în târguri, la expozițiile la care au participat. Ca de fiecare dată, evenimentul a fost onorat și de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu. Acesta a oferit sprijin întotdeauna culturii și tradiției oltene și promite că o va face în continuare. Această gală a ajuns deja la 16-a ediție, deja a devenit o tradiție, gala Centrului de Promovare a Culturii Tradiționale Oltul. E un efort pe care acești oameni și primarii din localitățile din care provin ansamblurile și meșterii populari pe care îl depun. Îi felicităm pentru acest lucru și sperăm ca pe fiecare an să fim alături de ei și să premiem valorile culturale și tradiționale din județul Olt, pentru că este important să nu ne uităm trecutul. Mulți dintre laureații galei au fost protagoniștii unui frumos spectacol din care nu au lipsit momentele amuzante de teatru, cântecul popular, dar și jocul călușăresc. Călușarii de la Sârbii Măgura, care au câștigat concursul Marele Căluș de la Caracal, Taraful Mitel Drăgulin de la Iancujianu, coregraful ansamblului Gal Poarta Olteniei, sunt doar câteva dintre numele de rezonanță premiate. Sunt bătaful călușarilor de la Sârbii Măgura. Ne-am adunat astăzi aici pentru că am avut merite deosebite în ultimul timp. Anul ăsta am luat marele premiu la concursul internațional de căluși de la Caracal și suntem laureați. De-aia suntem veniți aici. Sunt dintr-o localitate din comuna Vâlcele, unde copilul când se naște întâi întreabă cine e instructorul de dans de căluși și la urmă întreabă cine e maică sa. Lucrez la primăria din Șerbănești, unde primar este domnul Titi Peligrad, un om cu suflet mare. A făcut costume pentru călușari în colaborare cu președintele galului Ciobanu Constantin. Avem un ansamblu care la ora actuală nu prea stă ansamblu în față în județul Olt. Eu dansez la vârsta de 6 ani călușul la localitatea Vâlcele și de 20 de ani sunt coregraf al mai multor ansambluri din județul Olt. 12.000 de lei este cuantumul total al premiilor oferite în cadrul galei de astăzi, valoarea medie în jur de 300 de lei. O sumă infimă dacă luăm în considerare efortul imens pe care artiștii olteni îl depun atât în concursuri, cât și la evenimente unde încântă publicul cu momentele amuzante din teatru, jocul călușarilor sau cântece populare.